doamnelor și domnilor, vă provoacă să dăruiți Românie gazda dumneavoastră, Carmen Târnoveanu. Spectacolul lumii ajunge la dumneavoastră pentru că, ce să vedeți, lumea aceasta mare vă cuprinde pe toți pentru a accepta provocarea de a dărui Românie. În dreptul nostru semnează de fiecare dată artiștii României care trec granițele și care se așează pe scena mare a lumii, așa cum spuneam încă de la începutul întâlnirii noastre de astăzi, tocmai pentru a vorbi despre fiecare dintre noi. Mai Godoroja are un astfel de proiect prin care dăruiește Românie, chiar împreună cu dumneavoastră. Născută România, ce să-i faci? Născută România, cu iPhone și cozonaci. Născută România, o, ce dulce ironia. Ne-am născut în România, bogați, săraci.
Mai Godoroja și Blue Spirit, mulțumesc foarte mult! Vă aștept aici lângă mine, vă rog frumos, vă rog frumos! Născut în România, iată o poveste pe care o semnăm toți, dar pe care începem să o deșirăm împreună cu Mai Godoroja. Mulțumesc foarte mult, vă rog frumos să luați loc! Mulțumesc frumos că dăruiți România, iată, de ani și ani, iar proiectul acesta a născut în România, cum să spun, e de ajuns să-i rostim titlul, ca să ne regăsim cumva cu poveștile noastre personale. Născut în România este, dacă vrei, un album care s-a născut cu foarte mulți ani în urmă. Munca la acest album a fost mai multă, în primul rând, pentru că titlul lui m-a dus într-o zonă de foarte mare responsabilitate, pentru că România pentru mine este locul unde am aflat că există Florian Pitiș, este locul unde l-am întâlnit pe Johnny Răducanu, vacanțele de vară formidabile de la Costinești, petrecerile cu tata și cu mama și cu rudele, primul meu sărut din liceu și așa mai departe. Ca atare este o puternică, foarte adâncă și profundă responsabilitate când spun născut în România. Știu că ați trecut granița și că ați gustat cumva din felia aceasta de viață, departe de familie, încercând poate ceva nou, dar niciodată n-a fost o hotărâre decisivă pentru destinul artistului Mai Godoroja de-o parte și destinul omului Mai Godoroja de cealaltă parte. De fapt, în ordine inversă, cred, dar important este că ele au această intersecție comună. N-am fost niciodată gata să emigrez, deci am fost destul de des în străinătate. A fost o perioadă însă mai, să zicem, mai pronunțată ca durată de timp, unde am avut șansa, recomandat de avocatul lui Ray Charles, pentru că eu am avut onoarea să-l aduc pe Ray Charles la București, la Cerbul de Aur. Avocatul Ray Charles mi-a făcut o recomandare foarte bună companiei Warner Brothers, care în sectorul ei de soul music au avut nevoie de un road manager. Eu am fost ales și au fost câteva luni bune în care nicio facultate din lume nu m-a învățat ce am învățat acolo în materie de showbiz. Evident că după câteva luni foarte bune au apărut vocile prietenilor mei, dar de ce să te mai întorci? Că lucrurile ți s-au așezat. S-au așezat în așa fel încât la finalul perioadei mele contractuale aveam perspectiva unui contract pe 5 ani cu toate facilitățile. Problema pe care am avut-o este că constituția mea nu era aceea unui emigrant veritabil. Fratele meu este stabilit în Canada, a plecat din țară din 90, este un excelent, să zicem, emigrant, este un om care a înțeles foarte bine resorturile vieții noi. Eu nu eram pregătit să fac treaba asta și ca atare m-am întors încărcat însă cu o experiență fantastică. O experiență despre care ne dați voie să aflăm mai multe, adică să găsim undeva cheia aceasta a unor cămăruțe ale destinului în dreptul căruia semnați și să o putem folosi, să intrăm într-acolo încât să aflăm, iată cum, de zeci de ani, de câteva decenii bune, cred că peste două, dacă încă mai știu să socotesc bine, de când România rămâne pentru artistul Mai Godoroja, iată, un scop în sine. Da, trebuie să recunosc că eu aici am avut și am în continuare o lucrare de, în primul rând, de promovare la public a muzicii rock, blues, jazz. E o lucrare pe care am început-o inspirat fiind de la doi excepționali profesori, amândoi floriani. Unul este Florian Moșu Lungu, care este un exeget al jazzului din România, și celălalt este regretatul Florian Pitiș. Cu amândoi am avut șansa să lucrez. Am realizat o serie de producții la TVR pentru mai mult de 20 de ani cu show-uri din zona asta cu personalități mari, Johnny Răducanu, Dan Mândrilă, formația Iris, A.G. Weinberger, Night Loser și așa mai departe. Am creat un public care, iată, astăzi ocupă festivalurile de la Gărâna, de la Brezoi și așa mai departe.
Da, este o lucrare pe care am început-o cu mult timp în urmă. Și la care scrieți în continuare și ce frumos că, iată, repet, intersecția aceasta rămâne una prin care reușim într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, să ne regăsim cu toții. Mi se alătură imediat și Ovi. Așadar, povestea continuă și provocarea merge mai departe. Dăruiți România împreună cu noi! A reprezentat România, aș putea zice, cam peste tot prin lume, a povestit despre noi pe la toate concursurile importante la nivel mondial. Ovi, te rog foarte mult, ce formulă, zic, dacă e să ne uităm și la stilurile muzicale, ce formulă îndrăzneață propunem? Bine v-am găsit și mai ales îi salutăm pe toți cei de acasă. În primul rând, mă bucur să fiu alături de maestru Maico Doroja. Eram copil când creșteam și îi urmăream toate lucrurile fantastice pe care le-a făcut de-a lungul timpului în muzica românească, o legendă, și sunt mândru să fiu alături de tine aici. Și, într-adevăr, ce să spun, iată-ne că putem să fim împreună și în acest moment care e destul de complicat pentru toți. Da, spuneai că e o întâlnire interesantă, trebuie să spun că în afară de aura
care îi se cuvine de artist consacrat al Iovi. În spate este o carieră foarte serioasă, o știință foarte bună în materie de muzică și gusturi foarte alese. Dacă ați auzit, piesa lui iese din spectru comercial de duzină cu care astăzi suntem într-un sens de fast food muzical bombardați. Sunt orchestrații speciale, mai ales vocale. Deci avem un artist pe care merită să-l aplaudăm. Mulțumesc frumos, dacă vine din partea domnului Godoraja. Să știți că piesa surprinzătoare este cea care practic m-a propulsat în muzica internațională, să spun așa, pentru că este cea care a însemnat începutul parcursului meu în acest roller coaster care se numește Eurovisionul. Această piesă a ajuns în finala din Oslo în 2009 și a fost cea care m-a ambiționat să merg mai departe, urmând ca tot în 2009 să revin pe scena Cerbului de Aur, pentru că pomeneai mai devreme. Și atunci am reușit să o cunosc și pe Paula, iar din 2010 știm că a fost un an cu mult succes pentru noi doi. Și pentru România în general, pentru că în fond asta îmi place să repet de fiecare dată, pentru că este onorant, indiferent de care parte a scenei suntem, faptul că orice succes, orice realizare artistică cu identitate românească, iată, reușește să scrie la povestea noastră, povestea României, povestea tuturor. Sentimentul de împlinire și de bucurie că sunt român l-am găsit numai în contexte culturale. În rest a trebuit să mă camuflez. Am norocul că sunt și blond cu ochii albaștri și mă confundau repede cu un olandez. Dar, Norvegia. Dar în contexte culturale România este foarte bine susținută. Când eram într-o zonă, de exemplu a Germaniei, mi-aduc acum aminte, eram la televiziunea de stat și era un program de jazz tradițional și am vorbit și l-am prezentat și am cântat împreună cu Johnny Răducanu. Au fost niște voci autorizate care chiar au vorbit de această cultură de jazz care există în România. În România n-am reușit eu să promovez, pe cât au făcut-o nemții în 10 minute pentru întreaga Europa. Da, în materie de cultură, România au niște ambasadori grozavi, artiștii. Iar pentru noi, apropo de a fi ambasadori, noi am avut șansa de două ori să reprezentăm țara în cadrul acestui concurs, competiție Eurovision, și emoția mai ales pe care am simțit-o ca și român, dar știind că la rândul lor toți românii care ne-au votat și ne-au susținut și am primit foarte multe mesaje de-a lungul timpului și mai ales în perioada respectivă, a însemnat foarte mult pentru noi. Și iarăși, și eu acum sunt într-un moment în care îmi doresc foarte mult să fac... Momentan locuiesc în România, m-am relocat în România. Cred că mai român de atât nu poți să fii decât să lași în Norvegia și să vii în România. Și sunt într-un moment acum în care îmi doresc foarte mult, așa cum ascultam și piesa lui Mike, să aduc această frumusețe a folclorului românesc, combinată tot așa un pic cu jazzul, cu pop, soul, și cred că nu e mai ceva mai frumos decât să fim noi ambasadorii României prin muzică și prin cultură. Și avem într-adevăr ce să prezentăm. Care e povestea cea mai pregnantă, să zic, cea mai prezentă acolo undeva într-un sertar al memoriei din perioada în care nu erați în România? Și care să aibă legătură cumva cu România? Probabil dorul de cei dragi, de foarte multe ori este cel care te apasă și e parte din viața de zi cu zi. Altfel, revenind la performanțe, în cazul nostru cred că a fost faptul că am reușit să aducem România pe podium în 2010 alături de Paula și emoția, mândria a fost enormă. Dar și responsabilitatea pe care, iată ce frumos ați onorat-o. Odată ce ai experiența, să zicem, confruntării profesionale în străinătate, ai de fapt sentimentul măsurii reale, cât de bun ești, unde te afli în raport cu restul lumii,
Și atunci apare sentimentul de, mă, eu fac parte dintr-o familie. Un mod eronat, mulți traduc asta prin naționalism. Naționalismul nu înseamnă neapărat ceva rău. El a fost multă vreme uzat de asocierea cu partea negativă, dar bucuria că faci parte dintr-o familie în care și tu ești, și tu ești, și părinții mei, și fratele meu, și așa mai departe, este e o fază foarte mișto ca român, și iartă-mă că folosesc acest limbaj update, ca să zic așa, dar este foarte în regulă să te simți bine că ești român. Nu este deloc, să zicem, ceva de care să te temi. Nu, e foarte în regulă. Și să știți că noi încă avem de învățat de la alte popoare, mai ales, dau un exemplu pe care l-am cunoscut personal, norvegienii, care sunt extrem de mândri ca și popor și sublinează lucrul ăsta prin orice fac întotdeauna. Deci avem de învățat și putem să fim de 10 ori mai mândri că suntem români. Da. Cred că mândri sau mai puțin mândri, identitatea este ceva dat, ceva natural pe care ni-l asumăm și pe care este foarte important să-l valorificăm prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem. Ne întoarcem spre scenă, acolo se așează spectacolul României pe care dumneavoastră îl urmăriți ori de câte ori acceptați provocarea de a dărui Românie distinto. Dumneavoastră le spuneți distinto, așa îi regăsiți pe scenă. Noi am lansat provocarea de a dărui România către Octavian, Marius și Mihai și, fără îndoială, am primit și de această dată un răspuns pozitiv. Distinto! Înțeles că timpul e mai de preț decât orice și ție-ți voi da tot ce mai bun în viața mea. Am înțeles că timpul e cel care leagă suflete și ție-ți voi da tot ce mai bun în viața mea. De astăzi inima mea ai grijă de ea, de astăzi sunt al tău și ești a mea. Este prima noapte din restul vieții noastre, de acum vor fi toate perfecte pentru noi. Este prima noapte și toate mai departe vor fi pline doar de că fără tine trăiesc o noapte fără zile. Ești lumina mea, ție-ți voi da tot ce mai bun în viața mea. Sufletul meu te cunoaște parcă din totdeauna. Hai uite-te în ochii mei, buzetea visul nostru în ei. De astăzi inima mea e în mâna ta, ai grijă de ea, de astăzi sunt al tău. Și ești a mea. Este prima noapte din restul vieții noastre. De acum vor fi toate perfecte pentru noi. Este prima noapte și toate mai departe vor fi pline doar de dragoste. De dragoste. We'll be right back.
minunat, distinct om. Ajungem la ei pe scenă imediat, pentru că vreau să-mi povestească ce au făcut în această perioadă. În mare parte știu, au stat în studio. Prima noapte este melodia lui Adi Cristescu, versuri și muzică. E o noutate pentru noi, pentru că am încercat să facem o variantă mai pop. Lumea era obișnuită cu varianta pop-opera, mai mult spre operă. Am încercat să aducem, să ne adaptăm și noi muzicii comerciale într-un sens mai romantic, așa le spunem. Eu aș zice că e doar o schimbare, pentru că și așa a fost anul schimbărilor pe toate planurile. Da. Corect. Ceea ce mă gândesc că o schimbare întotdeauna reușește să povestească despre noi ceva ce nu știam până atunci. Deci poate să fie și de foarte bine. Vă mulțumim pentru invitație, chiar ne simțim... Noi mulțumim super. Foarte mult. Nu e lucru puțin să dăruiești România, să știți că nu e o provocare chiar așa, ușor de dus. Când vorbiți despre România de acolo, de departe, din lume, la cine vă gândiți? La români, în general. Avem și rude. Aici vreau să ajung. Da, dincolo l-am pe Adrian, pe cumnatul meu, cu care am și intrat l-am și întâlnit. Ne-am și întâlnit toată cu ceva timp în urmă. Am două verișoare, una în America, una în Malaezia, Cornelia Monica, le salut pe această cale. Mai am tot felul de prieteni mulți pe la Londra, prin Italia, pe care la fel îi salut. Ce să spun, ne-am fi dorit să ne vedem mai mult atât în vacanțe cât și pe scenă. Cum se vede România lor? România se vede... De acolo, de unde s-a așezat fiecare. Cu dor, cu dor. Corect. Asta este ceea ce mereu deplâng ei, dorul de România. Tot timpul caută, ar vrea. Sigur, faptul că au ajuns acolo, ceva i-a împins acolo. O situație familială, o situație, un serviciu pe care l-au găsit... Sau chiar o provocare. Sau chiar o provocare, exact, o experiență în plus, pentru exact. Că tocmai ce povesteam despre asta din aur și cu Mai Godoroja. Dar, din păcate, dorul nu face parte din job și dorul te cotropește atunci când te simți mai... Chiar și cu fiul. Eu am fi în America. Permanent. Mereu când vorbesc cu el, ce parcă o parte din mine zboară cu gândul la România și îmi doresc să fiu lângă tine, să petrecem, să fim... Dar, cum să zic, toate... Și în America, de câte îmi spuneau și prietenii mei, este mult mai bine pentru imigranți, pentru că ei nu te plece ca un străin. Mai greu în Europa, pentru că sentimentul de înstrăinare îl ai toată viața ta. Prima generație, poate copiii tăi se simt europeni, vorbesc acolo în locul unde stau. Deci cred că sentimentul ăsta îi învăluie pe toți românii care sunt plecați acolo. Și noi când plecăm... În câteva zile ne apucă dorul de țară. Mulțumesc frumos, distinct, mulțumesc foarte mult. Aplauzele vin de acolo, de departe. Vin și de acolo, de la colegii de breaslă, Ovi, Mike. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Mi-a făcut mare plăcere. Am fost onorat să fim aici. Pentru noi întotdeauna o bucurie și mărturisesc de fiecare dată o emoție în plus atunci când lansez provocarea de a dărui România. Dar iată ce frumos răspunsurile se așează, se înlănțuie acolo pe scenă. Sunteți pregătiți să continuăm spectacolul României? De această dată schimbăm puțin registrul, asta ca să folosesc o formulare deja obișnuită pentru ceea ce înseamnă desfășurătorul unui spectacol de televiziune. Vreau să vă prezint în continuare tineri frumoși și talentați, pentru că și pentru noi aceasta este o provocare de a așeza România tuturor generațiilor acolo, în tabloul românilor de pretutindeni. Ne întâlnim cu Triumph Dance Academy și un moment emoționant care sunt convinsă că vă va surprinde plăcut. Hey girls, let's show 'em how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Get up, get up.
fire just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Povestea continuă și provocarea merge mai departe. Dăruiți România împreună cu noi. Eu o să vă zic o poveste și povestea noastră începe cu un rege și un rege de inimă neagră pe care, dacă nu l-a furat nimeni între timp, este aici. Este vorba despre ăsta, așa arată, pardon, rege de inimă neagră, îl cunoaște toată lumea. Vă garantez că povestea pe care urmează să vă spun este o poveste reală, pentru că eu am inventat-o. Povestea sună cam așa. Regele și a sa regină au chemat seara la cină patru prinți ca toți odată s-o curteze pe a lor fata. Ei trebuie să o cucerească, ea trebuie să se gândească, dar ea nu-i ca alte fete. A găsit la toți defecte. Zece coșuri mari pe frunte și alte nouă mai mărunte, opt fire în cap le-au rămas, restul șapte ies din nas. Șase pete pe armură, doar cinci dinți mai au în gură, patru din ei cariați, de trei ani sunt nespălați. Două, patru, șase, opt secunde fata a stat, pe cei patru a refuzat. Adi, Andrei, Alin, Anton și-a fugit cu un bufon. Cei doi s-au căsătorit, fericiți au trăit și au avut fără regrete trei băieți și două fete. Și un băiat au mai avut și bufon el s-a făcut. El în fața voastră este și v-a spus scurta poveste. Vlad Grigorescu, mulțumesc foarte mult pentru povestea aceasta. Mulțumesc frumos! Salutare, prieteni! Sunt eu, grerașul călător Gemini! Pun pariu că mulți dintre voi nu cred că visele se împlinesc. Ei bine, nici eu nu credeam. Sigur, sunt doar un greieraș care cântă din casă în casă, dar lăsați-mă să vă spun o poveste minunată. Într-o noapte, acum mult timp, drumurile m-au purtat într-un sătuc fermecător. Rătăceam pe străzile pustii și singurul semn de viață l-am zărit la o fereastră luminată. Era atelierul unui tâmplar pe nume Geppetto.
ce puteam să fac? Am sărit până acolo pentru că era păcat să nu mă încălzesc la un foc ce se irosea așa de voios. Am intrat și, desigur, fiind un loc străin, nu știam la ce să mă aștept, așa că am început să mă uit prin jur. Mi-e frică. De unde vine lumina asta? Ce se petrece aici? Să mă ascund. Păpușica făcută din lemn, trezește-te. Darul vieții e al tău. E chiar grozav! Și tu cine ești? Eu sunt greierașul Jimmy. Aha! Tu și cu mine ar trebui să vorbim puțin. De ce? Păi vrei să fii un băiat adevărat, așa-i? Un băiat adevărat! Da! Așa te vreau, Pinocchio! Dar nu uita că mai avem de lucru până să ajungi un băiețel adevărat. Da! Băiețel adevărat! Vezi tu? Lumea e plină de ispite! Când ai de greu și nu știi să alegi, eu vin să te ajut. Când ai probleme și nu înțelegi, eu vin să te îndrum. Când dau de greu și nu știu să aleg, tu mă vei ajuta. Când am probleme și nu înțeleg, tu mă vei îndruma. Mergi pe drumul tău, nu te opri, cu încredere vei reuși. La școală multe tu vei învăța, cum să ajungi un băiețel sigur vei afla. Am să fiu cu minte, îți promit, nu vei fi deloc dezamăgit. De tine eu mereu voi asculta, voi face tot ce spune conștiința mea. Prieten, să mergi la pas, totul mai ușor va fi.
pentru discursul nostru și pentru cheia aceasta, în care am adăugat și puțin optimism și poate mai multă încredere decât de obicei. Poate că unii ar spune că e totuși îndrăzneala prea mare. Însă le mărturisim că se înșeală, nu? Îndrăzneală, dacă e să te întrebi în ce privește îndrăzneala, îndrăzneala artistică, artă înseamnă îndrăzni. Un artist care cu minte este, nu e un artist. De fapt, publicul asta așteaptă și este firesc ca artistul să se expună la maximum. Unii au avut viața lor confundată cu cariera, unii au avut finaluri tragice, alții au fost foarte longevivi, dar orice s-ar întâmpla, un artist care este veritabil este un om care se consumă prin însăși viața lui pe scenă. Publicul nu vrea să vadă o replică a lui, al fieși pe scenă, vrea să vadă o trepidație și o vibrație. Asta nu poate veni din fapte comune. Prestația unui artist este bombastică, este un boost, este o inflamare a unor stări normale de zi cu zi, tocmai ca să poată să fie sesizată. Mai mult, un artist are nevoie de un timp mult mai scurt ca să poată să exprime o dramă sau o bucurie, decât ai timp în viața reală. Ai 3 minute jumate la dispoziție într-o piesă. 3 minute jumătate pentru următoarea melodie care să vă aibă protagonist pe scenă. Maico Doroja, Blue Spirit, mulțumesc foarte mult tuturor și îndeoseb dumneavoastră celor care ne urmăriți. Când ne naștem ni se spune, timpul trece, nu-l mai vezi. Ia-ți norocul dul în lume, timpul trece, nu-l mai vezi. Iar când dorul ne-o întâlni, timpul trece, nu-l mai vezi. Ia seama, nu-l ocoli, timpul trece, nu-l mai vezi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. Ope! Asta înseamnă, timpul trece, nu-l mai vezi. Când prieteni vin să te vadă, timpul trece, nu-l mai vezi. Nu-i lăsa să aștepte în stradă, timpul trece, nu-l mai vezi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. Când din viața zgomotoasă pleca vom mai apoi, cei ce au rămas acasă cânta vor și ei noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să vă amintiți de noi.
și să vă amintiți de noi. Maico Doroja și Blue Spirit, mulțumim foarte mult, o adevărată provocare. Și mai ales ce îmi place foarte mult este spiritul foarte optimist. Vă rog. Al lui Mike și în piesele pe care le-am ascultat, ăsta trebuie să fie spiritul unui artist, cu mult optimism și dacă e să fac așa o mică, pentru că am fost complimentat și eu mai devreme, îmi place faptul că nu există acest mainstream în tot ce face, că te surprinde. Asta este frumusețea. De aici începe artistul, practic, să-și spună cuvântul. Eu aș vrea să spun că suntem toți o familie. Unii mai tăcuți, unii mai veseli, unii mai separați, unii mai în centrul acțiunii, dar oricum am luat-o, suntem împreună o familie. Și asta e cel mai frumos într-o familie, fiecare să fie în felul lui propriu, nu? Cred că asta înseamnă să te simți acasă, indiferent unde ești, faptul că aparții de o familie. Trăsătura cea mai frumoasă pe care a cunoscut-o soția mea, care este la origine din Norvegia, este această căldură și suntem foarte ospitalieri. Această bucurie de a fi Această împreună. Bucurie și da. De a ajuta de foarte multe ori și de a fi împreună. Într-adevăr, e o bucurie de a fi împreună. De... Da. Așa este. Eu pot să spun că cel mai frumos gest pe care l-am văzut și nu l-am revăzut în alte părți, l-a făcut Johnny Răducanu în viața mea. Era pe vremea când n-aveam bani nici de hârtie igienică și mă chineam să fac emisiuni la TVR cu casete împrumutate de până toată țara. Împrumutam video de la vecinul de la 2 care avea taică-su, era pilot, în fine. Și m-am dus la Johnny Răducanu acasă, care avea o combina imensă, Sharp, cu un pick-up din acela vertical și pregăteam o emisiune cu el și când auzi că n-am nimic, că aproape nimic, aveam un castofon de la mic, a luat toată combinaia lui și mi-a pus-o în brațe și te duci cu ea. Și am zis, cum? Nu pot să fac asta, cum să plec? Ia-o, pleci și du-te și promovează jazz-ul, știi? Gesturile astea nu le-am văzut în alte părți. Astea sunt ale noastre, ale românilor. Și chestia asta, într-un fel așa, un mic gest față de altele, contribuie la semnătura noastră, a identității noastre de român. Simplu fapt că suntem aici poate să scrie istorie. Probabil. În destinul oricăruia dintre noi. Cine știe, poate asta înseamnă că va trebui să facem și o colaborare împreună. Să scrie istorie. Să știi că e prima dată când se nasc colaborări după o întâlnire între artiști aici la Dăruiește Românie. Eu știu că rolul televiziunii naționale tocmai de acum începe să devină mai important. Toată schema online s-a umflat deodată în importanță, de la Facebook, la YouTube, la site-uri personale, bla, 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 bla. Și ne-am trezit într-o inflație de conținut prost. Adică ne-am dat seama că mai există mai multe camere decât cei care se apară în fața camerelor. Și atunci am realizat că televiziunea publică poate compensa lucrul ăsta păstrându-și o demnitate profesională și atrăgând oameni de calitate și emisiuni mai aproape de spiritul unui conținut inteligent versus profundul nimic care se vinde cu reclamă în el de pe YouTube. Și dacă ar fi să spun da, mă simt bine la emisiunea asta, da, mă simt bine la emisiunea asta. Mulțumim frumos! E onorant să primim de fiecare dată cu emoție, iată, mărturisirile tuturor artiștilor români care se așează pe scena Dăruiește Românie.
să vă întreb dacă a fost vreo provocare acolo de parte de România, pe care să o fi lansat poate un artist de altă naționalitate. Dacă aș fi să mă refer la experiența mea, cred că a fost cel mai greu pentru mine să dovedesc într-un interval destul de scurt că într-adevăr am ce să caut în branșa de acolo, pentru că m-am format la 20 de ani în Norvegia și să reușești să depășești acest handicap de a fi român, de a veni din Estul Europei și să fii băgat în seamă, ca să spun așa, ba mai mult decât atât, să fii semnat cu o casă de discuri din Oslo și să reușești încet, încet să clădești și o carieră muzicală. Asta a fost o provocare foarte mare de care cred că sunt mândru că am reușit să o depășesc. Cealaltă provocare cred că a fost de a reveni după atâția ani din Norvegia și să mă regăsesc țara cu lucrurile frumoase și mai puțin frumoase, care ușor, ușor se schimbă, și eu sunt la fel ca și Mike, un tip extrem de optimist și văd în decursul celor 9 ani de când am revenit un trend ascendent, dacă vreți așa, în tot ce înseamnă lucruri care se schimbă în bine. Eu te invit din nou pe scenă, Ovi, te rog foarte mult, te rog frumos. Pe mai departe spuneți, da, provocării de a dărui România. Rucsacul în spate, trișează timpul, fă să aștepte, iar azi vei fi doar tu. Du-te la mare și ia-te-o prin zipul, alarmă pe silent dimineața când vrei tu. Și nu-i așa că timpul trece ușor când îți lași grijile în dormitor. Vreau să-mi fac viața din nou frumoasă și atunci când mă trezesc să nu știu unde sunt. De dimineață pierdut de acasă și în fiecare zi să cânt un pic mai mult. Lasă problemele și pleacă oricum. Autostopul poate naveta, nu-ți refuza nimic, nu-ți spune nu. Și nu-i așa că timpul treci ușor când îți lași grijile în dormitor. We'll be right back.
Ovi, te aștept din nou lângă noi. O adevărată provocare și în ceea ce privește, iată, modalitatea aceasta prin care povestim împreună cu dumneavoastră. Uite, locul te așteaptă, lumina e pregătită, toate sunt la locul lor. Paginile noastre de Facebook la fel așteaptă să fie accesate de către dumneavoastră și acolo puteți lăsa pentru invitații mei mesaje, de ce nu, gânduri bune, întrebări, răspundeți și la întrebări, nu? Absolut. Ce face Ana? Ana, spre bucuria și dezamăgirea ei, petrece cea mai frumoasă perioadă din viața ei. A reușit să intre la Royal Academy of Music, la Londra. S-a pregătit, deși a început printr-o joacă, cântând blues. Am cântat cu ea în diverse locuri, piese în repertoriul Beth Hart, începuse să-și facă un public, începuse să fie căutată, să vină să cânte la festivaluri și așa mai departe, când într-o seară ne-am uitat împreună la un spectacol. Noi avem un abonament la Metropolitan pe internet și ne-am uitat la Aida și pe urmă nu s-a mai culcat. Stătea pe YouTube și derulare, Ned Flemming, Pablo Casio și așa mai departe. Și s-a prins o dimineață ascultând și cântând și imitând muzică de operă. Din momentul ăla, ea a făcut un switch, a comutat și așa că acum, pregătindu-se în paralel cu profesoare de bună calitate, chiar de foarte bună calitate, a reușit să acceadă acolo. Minunat! Ana Godorujea, pe care ne-ar fi făcut mare plăcere să o întâlnim și astăzi în desfășurarea noastră de forțe de aici, dar sunt convinsă că va accepta provocarea de a dărui România cu altă ocazie. Cred că, oricum, povestea aceasta, unde și cum ne așezăm, că rămânem ai locului sau că încercăm să ne provocăm până la urmă șansele, e o experiență care, indiferent ce decizi, merită trăită până la capăt, cu foarte mult curaj, cu îndrăzneală și, de ce nu, având încredere de la bun început că poți să găsești cea mai bună soluție pentru tine. De altfel, mă gândesc că ceea ce trăim acum, cumva, peste tot în lume și posibilitatea aceasta de a trece granițele, de a gusta din toate experiențele lumii sub o formă sau alta, este pentru fiecare dintre noi un foarte mare câștig. Înseamnă să adunăm mai mult pe parcursul propriei vieți, nu? Și dintr-o parte și din cealaltă. Și cred că e o șansă dacă vrei să pariezi pe călătoria aceasta, nu neapărat în jurul lumii, dar măcar prin lume, cumva. Da, eu am avut, de exemplu, șansa să pot să călătoresc foarte mult și să mă și cunosc cu multă lume. Cred că cel mai frumos lucru este atunci când, într-adevăr, rezonezi cu persoane din branșa ta artistice și cu care vezi că, la un moment dat, nu există această barieră între tine și el. Ea fiind din Londra, recent am scris o piesă cu o autoare din Londra, lucrez constant cu autori din Los Angeles și eu la rândul meu. Și mândria asta că, într-adevăr, suntem și noi la fel de valoroși, apropo de numele pe care... Eu i-aș zice o simplă înțelegere, adevărată, sigur că da. Sau putem să fim la fel de valoroși și self-esteem-ul ăsta pe care trebuie să-l ai și îl înveți de foarte multe ori de la cei de afară, e foarte important. Și poate fi susținut prin argumente, prin faptele noastre. Te rog. Vorbeai despre această călătorie. Uh-huh. Eu sunt convins că adresându-ne de aici, din România, prietenilor noștri din diverse locuri ale lumii, eu sunt convins că fiecare ar vrea să știe câte puțin ce se întâmplă acum aici. Noi suntem o națiune blândă. Pașnic, așa este, da, și oameni buni, de fel. Scena e tot acolo. Zic că e maniera cea mai frumoasă prin care să punem punct pentru ca data viitoare să o luăm împreună de la capăt. Dăruiți România pe mai departe de fiecare dată și cu artiștii noștri, mai Godorojea. Vă aștept din nou pe scenă cumva, vă rog foarte mult. Rescriem povestea și săptămâna viitoare.
minte în nisipul de argint. Suntem noi simpli și goi, doar provocarea merge mai departe. Dăruiți România împreună cu noi și săptămâna viitoare. Ai încredere, stimine, la femeie.